Consiliul spre aprobare, proces verbal, în data din 28.02.2018. Țineți pentru? Împotrivă, ține. Convocare. Te convoc pentru data de 29 martie 2018, ori de 5, Consiliul Local al Comunei Hedoșteni, ședință ordinară publică cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol și invitarea la primăria persoanelor care au obligația declarării pentru înscrierea datelor în registru agricol pentru perioada 2015-2019. 2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2009 prin actul adițional numărul 23. 3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2009 prin act adițional numărul 24. Proiectul de hotărâre de pe ordine de zi a fost inițiat de primarul Comunei Hedoște, primar Constantin Hâra, 23 aprilie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol și invitarea la primăria persoanelor care au obligația declarării pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Consiliul Local al Comunei Hedoșteni, județul Iași, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Hedoșteni în calitatea sa de inițiator, înregistrată la numărul 831 din 27.02.2018. Așa, având în vedere ordonanța guvernului numărul 28.2008, primirea registrului agricol aprobat, cum a zis, să își completeze, celălalt de liștiți, ca să vă comisie, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol în format electronic începând cu data de 1.1.2018. 2. Înscrierea și actualizarea datelor registrului agricol se va face cu respectarea prevederilor de legea numărul 54 din 2017 pentru modificarea și completarea ordonanței guvernului numărul din 28-2008 privind registrul agricol. Se aprobă invitarea la primăria persoanelor care au obligat să efectueze declarații cu modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Articolul 3. Invitarea la primăria persoanelor care au obligat să efectueze declarații cu privire la datele ce se înscriu în registrul agricol se face prin comunicare având modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Comunicarea prevăzută la alineatul 1, prin conținutul său, aduce la cunoștința cetățenilor dispozițiile legale privind registrul agricol. Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinirea sarcinilor prezente hotărâri se credințează compartimentul agricol al Comunei Hedoșteni. Articolul 5. Secretarul Comunei Hedoșteni va comunica un exemplar de pe prezenta primarul Comunei Hedoșteni, instituția prefectului județului Iași pentru control și legalitate și va aduce la cunoștința publică prevederile prezenței hotărâri prin afișar la sede primăriei și pe site-ul acesteia. Afișată astăzi 27.02.2018, inițiator primar Constantin Hâra, avizează pentru legalitate secretar Bortaș Radu Paul. Aici este un exemplar pentru invitare la persoanelor. Altceva? Discuție trebuie la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să reușim să-i chemați pe toți? Să vedem.
E prea bine străină așa. Marte lui Iuita, să-mi spate faci. Bun, și dacă cu cei străini nu reușiți să dați de ei, cum se procedează? Le caut. Când îl prinzi în mână, îl execuți. Da, îl prinzi, dacă îi se trimite prin poștă. Toată țara e așa. Străină așa. Și e obligatoriu la 1 ianuarie 2018 evidența electronică a registrului agricol. Până acum stăne unde? Pe două, acum obligatoriu, trebuie să fie electronic. Și pe registru? Nu, doar electronic. Mai electronic? Nu mergem și pe registru. Să mergi și pe registru, dar obligatoriu trebuie să ai și electronic. Nu, electronic avem din 2008. Avem mai mult, din 10 ani. Acum e obligatoriu. Electronic, da, cu produs obligatoriu. Noi ne vine un avantaj că când și înveți programul, zicem că noi, dacă suntem, da, noi suntem experți. Numele de rigoare. Trei parfumele atunci, electronic. Da. La taxe, la... S-ar putea recupera debite, aia. Aia, la taxe. Asta este. Da. Da. Prinde hotărâre referitor la modificare și completare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă, de alimentare cu apă și canalizare, numărul 48 din 2009, prin act adițional numărul 23. Consiliul Local al Comunei Peleșteni de Țuiaș, întâlnit în ședință ordinară la data de 29.03.2018. Hotărăște. Articolul 1. Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Heleșteni în adunare generală a Asociația Regională a Serviciului de Apă Canal Iași Arsacis să aprobe în adunare generală a asociațiilor a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsacis în numele și pe seama UAT Comuna Heleșteni încheierea actului adițional numărul 23 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsace și SC Apavitare de SA. Articolul 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsace, prin adunare generală a asociațiilor, se exercite în numele și pe seama UAT Comuna Heleșteni atribuțiile referitoare la încheierea actului adițional numărul 23 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și SC Apa Vitale SA. Articolul 3. Se aprobă semnarea prin reprezentantul legal al Arsace, președintele Asociației, a actul adițional numărul 23 la contractul de delegare a serviciilor a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009. Articolul 4. Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsace și SC Apa Vital, SA, cu modificări și completări ulterioare prin actele adiționale numărul 1-22, care nu contravin prevederilor actului adițional numărul 22 și își produc efectele. Articolul 5. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și SC Apa Vitale SA vor duce la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâre. Articolul 6. Secretarul Comunei Heleșteni va comunica un exemplar după prezenta hotărâre instituției prefectului de Iași pentru control și legalitate Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și va aduce la cunoștința cetățenilor comune prevederile prezente hotărâri prin afișare. Afișată azi, 27.02.2018, inițiator, primar Constantin Căra, avizat pentru legalitate, secretar, Bota și Andrei Pavel. Deci, actul adițional. La contractul de legare. Aici este toate orașele. Nu, preluat serviciul de canalizare preluat apa vital de la comunile Mobilești și Costești
de apă, alimentare cu apă de la comunele Mobileni și Cărțești și servicii și infrastructura de canalizare de la comunele Erbiceni, Mobileni, Strunga, Plugari, Mircești. Acestea sunt servicii de canalizare și la alimentare cu apă celălalt care le-am spus înainte și se modifică actul adițional la... Se modifică prin actul adițional, modifică contractul. Preocupă infrastructura de canalizare și alimentare cu apă, comunii care le-am aglomerat. Asta se modifică. Întrebări, discuții? Cine este pentru? Mai are rost să mă întrebăm când beneficiam bani. Da. Apropo, când beneficiam bani. Nu prea mult acolo, în piață 24. Mai este apă, dăm și bani. Proiect de hotărâre referitor la modificare și completare a contractului de realizare gestiunilor a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 din 2009 prin arătă. Ca să mergem. E alt act adițional. E actul 24 acum. Act adițional și povestește la discuție. Adică, mai e și mai ce e nu, nu, mai vin. Prezentul proiect de odără și vă povestim. Da. Articolul 1. Se acordă mandat special reprezentantului UAT, Comunăștina, Adună Generală Asociației Serviciilor. Asociația Generală a Serviciilor de Apă Canalia și Asociații să aprobe în adunare generală a Asociației Regionale a Serviciului de Apă Canal Asaci și să numele și pe semnă UATH Comuna Hilești, modificare și completare prin actul adițional numărul 24 a contractului de delegare, gestiune serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciului de Apă Canal Iași Arsace și Seceapa Vitale SASE, acordă mandat special a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace, prin adunarea generală a asociațiilor, se exerce în nume și pe seama UAT Comuna Hileștene, atribuțiile efectuate la modificare și completare prin actul adițional numărul 24 al contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și Seceaba Vitale S.A. Articolul 3. Se aprobă semnarea prin reprezentantul legal al Arsacis, președintele Asociației, a actului adițional numărul 24, la contract de legare a serviciilor, a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48/2009. Articolul 4. Celelalte prevederi a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și CSC Apa Vitale SA, cu modificare și completare ulterioare prin actele adiționale numărul 1/23, care nu contravin prevederilor actului adițional numărul 24, rămâne schimbate și își produc efectele. În articolul 5, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași Arsace și CSC Apa Vitale SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 6. Secretarul Comunei Hileștene va comunica un exemplar după prezenta hotărârii instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate, Asociația Regională de Serviciuri de Apă Canal Iași, Arsace și la aducerea cunoștință a cetățenilor comune prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Afișat astăzi 27/2/2018, inițiativa prima contactare. Dar proiectul de hotărâre 27. Revizări la ordinare trebuie... Secretar Bortaș, la după. Aici, la actul 24, Comuna Prăjeni, Vietul Mătoșan, de leagă către Apa Vital, gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Și aprobă contractul de delegare. Se extinde. Și în Comuna de Vietul Mătoșan, care predă gestiunea serviciilor publice de alimentare și canalizare către Apa Vital. Iași. Da. Adică trebuie la un județ. Se modifică iar la contractul de delegare prin actul adițional. Ei lucrează foarte mult cu fonduri europene și toate astea, orice primire, orice ieșire, cât suntem noi aici 90-100 și ceva, toți trebuie să aprobăm. Și 105. Da, suntem 105 de UAT-uri. 5 membri. Oraș, municipiu plus comun. Județ, plus Neamț, Mătoșan, Avem și Neamț. Da.
De asta, orice modificare la... Noi nu mai pe județ. Nu, nu, nu. Deci, în toată țara, de exemplu, Constanța ajunge până la București. Se extinde. E o politică lor, nu? O alchibănoasă. Obligator. Întrebări, discuții? Mai sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ați fost reprobat. Ați fost reprobat? Da. Totalitate. Nu fost de acord cu niciodată. Nu.